Bună tuturor! În seara asta avem o nouă întâlnire cu doamna dr. Bianca Sâmbeteanu. Suntem în continuare în cadrul proiectului Montana Incorporate Sano, care este finanțat prin Active Citizens Fund România. Este un program finanțat la rândul de 3 state, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Și noi în seara asta vom vorbi cu o parte din părinții din proiect, în special despre virusul SARS-CoV-2, cel care ne face probleme în ultimul timp, așa, în ultima perioadă, în jumătate deja, boala pe care o provoacă COVID-19 și ce opțiune avem pentru vaccinare, dacă se aplică vaccinarea și mai departe. Așa că, Bianca, îți dau cuvântul și eu voi face minuta. Dacă aveți întrebări, fără nicio problemă, puteți să ne adresați întrebări. Bună seara tuturor! Mă bucur să fiu cu voi. Nu sunteți foarte mulți, dar cred că cine contează este aici. Asta e ceea ce e important. Aș fi vrut, Alexandra, să-mi spui cu cine stau de vorbă. Sunt părinți. Părinți din proiect. Ok, perfect. Încerc de fiecare dată să-mi adaptez discursul interlocutorilor mei. Cea mai mare surpriză mi-ai făcut-o când mi-ai spus că am copii de clasa 5-a. Deci atunci am primit un pumn în stomac la propriu. Am zis, ce mă fac? Eu cum vorbesc cu copii de clasa 5-a? Deci a fost... Mi-a fugit pământul sub picioare. Acum că vorbim cu părinții, sperăm că lucrurile stau ceva mai bine, adică e ok. Sigur că încerc să răspund zonelor de interes, dacă există astfel de lucruri. O să vă rog să mă întrebați dacă sunt, nu știu, dacă aveți ceva dorințe apropo de discuția noastră. Eu am să încerc să ating cam aceleași lucruri pe care le-am atins și atunci când am discutat și cu ceilalți părinți, respectiv cu copiii, adică niște generalități legate de virusul ăsta, generalități legate de ce este acest virus, care sunt principalele simptome, dacă există tratamente pentru virusul ăsta, care este contagiozitatea, de ce purtăm măști, de ce ne dezinfectăm, adică niște lucruri generale care sper eu să ne fie de utilitate pentru perioada care urmează. Deja am trecut printr-o perioadă complicată, perioada de pandemie, sperăm să dispară cât de curând lucrurile astea, deși ne tot amenință unii și alții cu enși pe valuri. Eu refuz să cred că vor mai veni atâtea variante, pentru că până la urmă depinde de noi cum știm să manageriem situația fiecare în parte. Să zicem, dacă există așa un cuvânt de ordine, este acela că să ne păstrăm capul pe umeri de fiecare dată și să învățăm să luăm o atitudine corectă, să nu ne panicăm și să mergem mai departe, pentru că până la urmă ăsta este mesajul. De ce un virus poate să determine o pandemie? Pentru că îl găsim răspândit pe toată suprafața planetei și pentru că prezintă în principiu incapacitate mare de muncă. Asta este ceea ce i s-a reproșat acestui virus, da? Pentru că având o contagiozitate mare, fiind un virus respirator, mijloacele de răspândire nu puteau fi controlate cu ușurință. El s-a transmis destul de ușor pe toată planeta. Simptomele nu erau foarte clar cunoscute și nici în momentul de față nu putem spune că știm totul, deși am acumulat destul de multe informații vis-a-vis de acest virus. Putem să spunem că e un virus din familia coronavirusurilor, virusuri care dau infecții respiratorii de căi aeriene superioare de cele mai multe ori, adică nu coboară mai jos de atât. Deci până la nivel de trahee cel mult, mai jos e foarte puțin probabil. Virusurile sunt microorganisme, undeva la nivel de subbacterie, asta înseamnă că nu prezintă perete celular propriu, ci prezintă doar material genetic. Asta înseamnă că obligă celula care l-a primit să îl reproducă. Asta este felul în care el funcționează. Bolile virale sunt multiple. Să știți că există 11 boli virale, spre exemplu, herpesul este o boală virală, zosterul este o boală virală, rujeola, varicela, sunt foarte multe boli virale. Asta așa, am dat câteva exemple dintre cele mai cunoscute.
Nu există, în general, tratamente specifice pentru bolile virale, doar pentru câteva dintre virusuri am identificat un tratament specific și avem medicamente antivirale. Hepatitele, spre exemplu, din categoria B, C, sunt tot așa boli virale care sunt foarte răspândite și cu greu reușim să facem un tratament eficient vis-a-vis de aceste hepatite. Deci, în general, pentru virusurile care provoacă lucruri majore, dau de virusul HIV, pentru că iarăși este un virus cumva înrudit așa undeva cu acest virus corona și o să vedem de ce, pentru că se pare că sunt fragmente de HIV care au fost inserate în acest virus coronavirus, pentru că nu este un virus tipic, deci nu este varianta standard a unui virus corona, deci nu e doar un virus respirator. Deci vedeți că pentru cele care dau boli mai complicate, lumea științifică s-a străduit să realizeze un tratament eficient. Pentru virusurile care nu au efecte foarte complicate, se merge pur și simplu pe stimularea imunității corpului individului, astfel încât el să depășească boala respectivă. Pentru bolile de tip respirator, ele sunt autolimitante. Asta înseamnă că există o perioadă în care suntem expuși virusului, o perioadă în care avem incubația acestui virus, o perioadă în care virusul se manifestă și noi îl transmitem mai departe și o perioadă de convalescență în care ne refacem. Cam astea sunt etapele unei afecțiuni virale. Spun că sunt autolimitante. De ce? Pentru că organismul nostru, prin minunata lui capacitate de a se apăra față de agresiune, reușesc să limiteze aceste boli virale, după cum și multe dintre bolile bacteriene sunt tot așa autolimitante. Doar când capacitatea noastră de apărare este depășită, avem nevoie de ajutoare. Acum, cum ne apărăm vis-a-vis de un virus respirator? Sunt aceleași metode de apărare pe care le folosim, această imunitate. Asta înseamnă că avem niște soldăței, da, la porțile de intrare pentru virusul respirator. Porțile de intrare înseamnă mucoasele aparatului respirator, da, mucoasa nazală, mucoasa bucală, acolo unde intrăm în contact cu aerul contaminat, cu microparticule pe care se află acest virus. Virusul nu plutește singur. Da, nu zboară în aer așa, nu se află singurel pe acolo, ci el se află atașat unor microparticule de salivă, așa numitele picături flughe, de la o persoană contaminată. Aceste picături ajung în mediul ambiental odată cu respirația, cu tusea, cu strănutul persoanei respective și așa s-a ajuns la concluzia că folosirea unei măști care să acopere cavitatea bucală și nazală reprezintă un mijloc de limitare a răspândirii virusului, în primul rând pentru că purtând o astfel de mască, persoanele care sunt infectate nu pot transmite mai departe picăturile flughe, aceste picături de salivă foarte mici și pe aceste picături se află virusul și ele mai departe nu ajung. Faptul că persoanele sănătoase poartă mască este, să zicem, un mijloc de protecție suplimentar prin aceea că încercăm să limităm cantitatea de picături ingerate sau primite, da? Dacă ele ar exista în aer. Deci discuțiile că porii măștilor sunt foarte mari și că virusul trece prin acești pori sunt foarte adevărate, doar că virusul nu plutește singur în aer, el plutește atașat acestor picături, de asta măștile au fost cumva logice în limitarea răspândirii acestui virus. Iarăși, faptul că aceste picături se pot așeza pe diverse suprafețe, că rezistă pe tegumente, spre exemplu, da? Dacă noi strănutăm și ținem mâna la nas, e clar că pe mâinile noastre o să se afle aceste picături de salivă pe care noi o să le transmitem mai departe dacă atingem clanța de la ușă și așa mai departe.
Și atunci e posibil ca virusul să se afle și pe suprafețe și iarăși este logic să folosim substanțe dezinfectante, dezinfectante pentru mâini, dezinfectante pentru suprafețe, care au rolul, același rol de a limita răspândirea virusurilor. Tot ceea ce am discutat până acum este perfect valabil pentru orice infecție respiratorie cauzată de un microorganism, fie că este bacterie, fie că este virus. Deci mijloacele astea despre care vorbim acum sunt utile și față de o infecție gripală, spre exemplu, care este și ea produsă tot de un virus. La fel de utile sunt și față de streptococul beta-hemolitic, pe care putem să-l avem tot așa în gât și atunci când tușim putem să-l transmitem mai departe. Adică toate lucrurile astea sunt utile, indiferent că vom mai avea parte de pandemii sau nu. Zic eu că mijloacele astea de protecție le putem folosi, măscuțele astea ne vor fi folositoare în continuare. De altfel, să știți că dacă eram un pic atenți, înainte în țările asiatice, măscuțele astea erau folosite nu pe motiv de infecții bacteriene sau virale, ci pe motiv de protecție contra poluării. Și, și eu am avut pacienți care au purtat măscuțe, pacienți care erau alergici la ambrozie, spre exemplu, și care purtau măscuțe în perioada de inflorescența ambroziei, pentru că în felul ăsta limitau expunerea și, într-adevăr, reacția organismului era diminuată. Adică măscuțele astea iarăși sunt utile și vis-a-vis de poluare și vis-a-vis de alergenii din mediu. Asta așa, ca să atingem mai multe subiecte care zic eu că sunt de interes. Că măscuțele ne vor fi utile și de aici încolo, indiferent ce se va întâmpla, presimt că o să le mai folosim. Ok? La fel, partea asta de igienă a suprafețelor, a spațiilor, o metodă, să zicem, ceva mai modernă, este dezinfecția cu ultraviolete a spațiului. Și asta, sigur, se poate face atât în cabinete, cât și în alte medii. Am văzut că pe afară, spre exemplu, se practică dezinfecția cu ultraviolete a hotelurilor. Adică este și asta o metodă. Într-adevăr, sunt distruse microbacteriile acestea, virusii în varianta asta. Ok, cam asta vis-a-vis de originea acestui coronavirus, despre mijloacele prin care el se transmite. Am spus că este un virus atipic, adică nu este un virus clasic din familia corona. Virusurile din familia corona erau virusuri simple. Da, curgea nasul, tușeai un pic, făceai un pic de febră. Febra, să știți că este unul dintre mecanismele de protecție pe care le are organismul și e bine să nu le combatem dramatic, da? Doar atunci când ajunge la o anumită valoare, de obicei peste 38-39 de grade, e bine să combatem, altfel o lăsăm în pace, pentru că ea este foarte utilă. Este un mijloc prin care se activează toate celulele de apărare, da? Acele limfocite, leucocite, care de obicei, să zicem, stau liniștite, dorm în ganglionii din organism. În clipa în care noi facem febră, ele sunt mobilizate, circulă sângele mai repede, sunt mobilizate din acești ganglioni, ajung în fluxul sanguin, sunt duse la locul de întâlnire cu agentul, cu antigenul respectiv și se declanșează războiul. Da? Asta este, de fapt, imunitatea, capacitatea organismului de a elimina un astfel de virus, un astfel de intrus pe care îl consideră non-self. Această imunitate elimină tot ce consideră non-self. Non-self, să știți că este considerată și o formațiune tumorală. Așa se face că aceste leucocite ne apără inclusiv de propriile tumori care apar în organism. Repet, când este depășită imunitatea organismului, acestea pot să păcălească, pot să crească. Ok, imunitatea asta apare ca urmare a întâlnirilor noastre în mod repetat cu un anumit agent infecțios. Asta înseamnă că încă din momentul nașterii noi suntem expuși în mediu la diversi astfel de bacterii, virusuri, agenți infecțioși.
Întâlnirile noastre în mod repetat cu aceștia duc la stimularea sistemului nostru imunitar. Asta înseamnă, se întâlnește celula, identifică virusul sau bacteria respectivă, îi ia modelul, înțelege că trebuie să facă o armă care să se plieze exact pe modelul celulei respective și în felul ăsta face anticorpii. Și anticorpii sunt practic armele organismului prin care bombardează astfel de particule infecțioase, dau semnalul că e ca și cum ar pune o bulină roșie pe ceva și spune, vezi că ăsta nu e o celulă bună, ăsta este o celulă rea, nu e a ta. Și atunci alte celule responsabile cu, să zicem, partea de distrugere directă vin și se conectează cu agentul infecțios, îl înglobează și îl distrug efectiv. Anticorpii noștri, am spus că încep să apară după momentul nașterii. În primele luni de viață noi avem anticorpi pe care îi primim de la mamă prin lapte, de asta e foarte importantă partea de alăptare. De asemenea, dacă vă mai amintiți, în primele, încă de la naștere și în primele luni de naștere există un program de vaccinare. În cadrul Programului Național de Vaccinare, noi primim anticorpi sau virus vii atenuați pentru diverse infecții a căror contagiozitate și mortalitate este considerată mare în țara respectivă și este felul de a proteja, practic, populația de aceste infecții și genul ăsta de vaccinuri, da, dacă știți, vaccinul împotriva hepatitei B care se face încă de la naștere, antipolio, împotriva difteriei, tetanosului, împotriva bacteriei pertussis, adică sunt un set de boli considerate frecvent întâlnite în zona respectivă pentru care se vaccinează copiii încă din primele luni de naștere. Există acest program care a limitat foarte mult apariția acestor boli, boli care aveau mortalitate destul de mare infantilă. Și asta așa ca și istorie, dacă vreți, vaccinurile au o istorie bună, în sensul că ele s-au dovedit a fi eficiente ca mijloace terapeutice. Ce înseamnă efectiv un vaccin, că e important să înțelegem asta, înseamnă că un organism este expus la un agent infecțios, fie mort, fie cu infecțiozitate scăzută, adică denaturat. Adică prezint, să zicem, doar o bucată. Ca și cum aș lua o jumătate de găină și aș prezenta o vulpi. Știi, așa arată o găină. Și vulpea înțelege că aia e o găină, poate să o atace, să o mănânce, știi, învață cam așa, cam despre asta e vorba. Așa facem și noi, da, primim o jumătate de virus. Evident că fiind doar o jumătate, virusul ăla nu poate să-mi facă rău, pentru că nu este activ. Eu îi iau modelul, da, mă învăț că așa arată virusul și atunci când mă întâlnesc cu virusul real, în viața reală, eu știu că așa, ăsta e modelul virusului respectiv, am deja anticorpii procesați și încep să-i dau în cap cu celulele care îl omoară, pentru că l-au recunoscut că este cel pentru care eu m-am pregătit până acum. Există și varianta în care pot să introduc direct anticorpi. Adică să nu folosesc această memorie imunitară, nu vin doar cu jumătate de virus și în clipa în care vin cu jumătatea de virus, rămâne în memoria imunitară a individului faptul că el a produs anticorpi și de fiecare dată când se întâlnește va produce din nou anticorpi. Dacă vin direct cu anticorpi, atunci nu rămâne în memorie. Eu nu fac decât să am o cantitate de anticorpi în interiorul corpului meu, cantitate care, pe măsură ce timpul trece, se diminuează semnificativ și e nevoie de un rapel, de a repeta, practic, anticorpii respectivi. Sunt diverse astfel de vaccinuri care funcționează pe acest principiu. Vă aduc aminte că nu foarte de mult foloseam vaccinurile antigripale în care introduceam virus viu atenuat,
dintr-o anumită tulpină virală, cea pe care ne-o imaginam noi, dar nu ne-o imaginam noi personal, ci cei care se ocupă de tiparea vaccinurilor și a virusurilor circulante și încercau să facă o analiză a ce a circulat în sezonul trecut și în felul ăsta aduceau câteva tulpini dintre astea mai frecvent circulante și noi le injectam și în felul ăsta pacientul avea deja anticorpi pregătiți în cazul în care se întâlnea cu ele. Ați văzut că nu întotdeauna se nimerea să fie eficient vaccinul antigripal. De ce? Pentru că uneori întâlneam alte tulpini gripale, nu cele pentru care ne-am pregătit. Aceste vaccinuri sunt practic un ajutor pentru corpul nostru. Nu înseamnă că noi personal nu avem posibilitatea să producem anticorpi. Doar că de multe ori e posibil ca noi să existe o durată de timp până când reușim noi să facem anticorpi și boala să-și facă de cap. Și dacă persoana respectivă, dintr-un motiv sau altul, are imunitate mai scăzută, are prezente diverse alte afecțiuni, cât timp își face boala de cap, e posibil ca boala să-l învingă pe pacient. Da? Și atunci ăsta este sensul unui vaccin. Orice persoană care se vaccinează este cumva pregătită să se întâlnească cu un astfel de intrus și nu mai e nevoie să lupte foarte mult, adică deja începe să diminueze efectul virusului încă din momentul întâlnirii cu el. De ce ne stresăm noi foarte tare cu acest virus corona? Pentru că, nefiind unul specific, tipic pentru corona, am zis că are și fragmente genom din alte tulpini virale, are și manifestări mai puțin cunoscute, mai puțin tipice pentru zona de virusuri respiratorii, cum sunt manifestările pe aparat cardiovascular, manifestările pe coagulabilitatea sângelui. Și ați văzut că prima impresie a fost despre virus că produce practic o infecție virală la nivelul plămânilor. Ați văzut că există câteva secvențialități. Da, prima infecție virală pentru foarte multe persoane rămâne la stadiul acesta, este la nivelul căilor respiratorii superioare. Și simptomele care apar în astfel de circunstanțe sunt dispariția gustului și mirosului, da, care, sau modificarea gustului, care sunt cumva specifice pentru acest virus corona, dar și stările generale specifice unei infecții virale, da, cu stare generală de rău, cu slăbiciune musculară, cu dureri osoase, cu febră, să zicem, starea generală. Dacă reușim să limităm infecția virală doar la nivelul căilor respiratorii superioare, adică avem muci, tuse și dureri de cap și stările astea proaste generale, de obicei persoanele cu imunitate bună cam așa răspund. Da, și să zicem într-o săptămână maxim, stările proaste dispar, mai rămân mucii care, să zic, durează ceva mai mult și cam asta este toată povestea. Dacă însă avem o persoană care are o imunitate compromisă, atunci virusul coboară din zona de căi respiratorii superioare la căi respiratorii inferioare, adică trahee bronhii, și aici vorbim despre o traheită sau o bronșită, dacă și manifestări, asta înseamnă că în plus îmi apare tusea și dificultatea în respirație și dacă și etapa asta este depășită, atunci el trece mai departe la plămâni și ajunge zona de infecție pulmonară. Și aici chiar se manifestă cu dificultatea în respirație, care se poate obiectiva printr-un puls oximetru. Ne uităm la ce spune puls oximetru și vedem acolo cât este saturația la oxigen și dacă într-adevăr saturația este diminuată, e clar că alveolele pulmonare, o parte dintre ele au fost compromise, au fost pline cu un infiltrat inflamator, nu se mai poate face schimbul de gaze și atunci practic avem acea pneumonie interstițială. Să știți că nu este singurul virus care face pneumonii interstițiale, majoritatea virusurilor gripale fac pneumonii interstițiale și destul de severe și cu durată destul de lungă. De asta gripele au fost din ce în ce mai serioase în ultimul timp. Dar repet, nu e ca și cum ne-am întâlnit pentru prima oară cu genul acesta.
Prima impresie a fost că și acest virus corona va face același lucru, adică în boala asta, în COVID, noi o să avem aceste infecții pulmonare care împiedică oxigenarea întregului organism. Pare să că nu este vorba doar despre așa ceva, ci că apar și modificări de coagulabilitate și atunci, practic, apar mici coaguli la nivelul plămânilor și că sângele nu mai circulă, deci problema nu ar fi la nivelul membranei alveolo-capilare unde există acest infiltrat inflamator, ci problema ar fi la nivelul circulației pulmonare. Evident că lucrurile cumva acum încearcă să fie puse la punct. Nu știm din ce motiv un virus respirator poate să aibă astfel de manifestări pe coagulabilitate. Este ceva atipic pentru un virus respirator. Cert este că anticoagulantul se folosește în terapie atunci când este vorba de o infecție care a trecut dincolo de zona de căi respiratorii inferioare și în sfârșit să știți că în formele severe și foarte severe, tocmai datorită sau din cauza faptului că și celelalte organe prezintă deja disfuncții preexistente infecției, acestea vor ceda mai ușor. Și pe măsură ce cedează câte un organ, oricât de multe vei strădui să protezezi funcția organului respectiv, da, prin ajutoare în timpul spitalizării, până la urmă, dacă pică unul, încep să pice ușor, ușor și celelalte și cumva așa s-ar explica și numărul de decese care a fost destul de mare prin acest virus. Și, să zicem, frica oamenilor vis-a-vis de acest virus a fost tocmai de componenta lui necunoscută, de aceste efecte generale care apăreau atunci când nu te așteptai, mai ales la persoanele tarate, la persoanele cu comorbidități. Dar, repet, pare să că virusul acesta, să zicem, acționează mai dramatic sau are o poartă deschisă acolo unde persoana este din categoria cu foarte multe frici, cu foarte mult stres, adică are cascada hormonilor de stres activată. Adică prezența cortizolului, adrenalinei și noradrenalinei ca și hormon de stres în concentrație mare, adică când îți este frică, când ești în panică, când ai o situație stresantă și obositoare la muncă sau acasă sau mai știu eu cum, genul acesta de persoane sunt cele care au căzut pradă mai mult infecțiilor severe și nu cele care neapărat aveau comorbidități, cum este diabetul sau hipertensiunea sau supraponderalitatea, dar care erau în echilibru. Deci mai degrabă sunt afectați stresații, fricoșii, da? Sau cei care au dintr-un motiv sau altul un motiv de stres major în viață, oboseala, da? Oboseala când ai foarte mult de lucru și muncești foarte mult. De asta munca în exces dezechilibrează imunitatea. De asta toate lucrurile pe lumea asta trebuie făcute cu măsură. Și dacă vă gândeați că până acum, nu știu, că putem tăia din ceva și anume din odihna noastră, să începeți să reevaluați partea de odihnă ca fiind extrem de importantă pentru că ne asigură imunitatea în limite normale, tocmai lucrând la acest echilibru între viața activă și odihnă și permițându-ne să ne mai și relaxăm, să nu avem numai acești hormoni de stres. Asta că e important să tragem și niște concluzii din ceea ce s-a întâmplat și să luăm măsuri vis-a-vis de lucrurile pe care le vom face de aici încolo. Deci ca și mijloace de protecție, dacă vreți, cum să facem să avem o imunitate bună și să ne descurcăm în fața afecțiunilor, în fața bolilor astea infecțioase, mai mult sau mai puțin serioase. Că până la urmă acest coronavirus, dacă o să citim ce spune CDC-ul, adică Centrul de Control al Bolilor din Atlanta, bolilor infecțioase, spune că această boală are o mortalitate destul de scăzută, da, sub 97, deci supraviețuirea e peste 97% la cei peste 74 de ani. La cei sub 74 de ani. Adică noi supraviețuim cu bine în contextul actual.
totuși toate situațiile cu boli grave ne-au demonstrat că e bine să urmăm un anumit pattern, un anumit stil de viață, în așa fel încât să fim pregătiți pentru bolile infecțioase, care pot să mai apară și de aici încolo. Și atunci ce învățăm noi? Cam ce ar fi de făcut? Sigur că tot ce ține de măsuri de limitare a extinderii bolilor rămân valabile, da? Adică într-o boală infecțioasă, și cum recunoaștem de obicei bolile infecțioase? Sunt cu febră. Ăsta este semnul de boală infecțioasă. Este bine să fim foarte atenți la tot ce înseamnă măsuri de igienă. De la spălarea mâinilor, spălarea veselei, spălarea prosoapelor la temperaturi de fierbere, toate lucrurile astea sunt foarte importante. Spălarea alimentelor, apropo de, sunt foarte multe boli infecțioase cu cale de transmitere digestivă și pentru că suntem în sezonul cald, musai trebuie să punctăm și aspectul ăsta. Deci atenție la spălat fructe și legume, atenție la mâini murdare, pentru că aminte de hepatita n-a dispărut de pe lumea asta, există și este considerată boala mâinilor murdare, da? Pentru că se transmite prin intermediul lor, deci spălăm mânuțele tot timpul. Să știți că o metodă, partea asta de spălat al mâinilor, este mai eficientă decât acea dezinfecție pe care o facem noi cu sticluța când turnăm un lichid dintre ăsta, mai mult sau mai puțin califragilistic. Spălatul temeinic cu apă și săpun este foarte bun. De asemenea, am zis fierberea prosoapelor și a rufelor, a lenjeriei, atunci când avem de-a face cu așa ceva, este foarte ok. Bun. Deci, am reținut pe partea de febră, am reținut despre partea de igienă, reținem partea de mască atunci când vine vorba de afecțiuni cu transmitere respiratorie, este foarte utilă. Expunerea mai redusă, da? Adică dacă sunt bolnav și am temperatură, clar, nu o să mă duc la mol sau nu o să mă duc la o întâlnire cu familia extinsă, pentru că pot să transmit ceva. Deci asta ține de reguli de bun simț pe care ar trebui să le avem în noi și să le facem de aici încolo, indiferent că ne vom expune sau nu la alte boli. Ce mai avem de făcut? Avem grijă de stilul nostru de viață. Și vorbeam deja despre partea de odihnă, care este foarte importantă. Foarte important, de asemenea, este partea de hidratare. Alexandra știe că insist de fiecare dată pe hidratare, pentru că este un lucru care cumva ne scapă din vedere. Suntem animale sociale care ne-am adaptat la traiul social, adică nu bem foarte multă apă ca să nu mergem de foarte multe ori la toaletă. Da, asta este, sunt regulile noastre așa undeva în spate. Ca atare ne-am pierdut instinctele foarte bune de a bea apă. Bem apă pentru că ne aducem aminte teoretic că eu apă n-am băut astăzi decât, nu știu, o cană de apă, dar nu pentru că mi-ar fi sete, pentru că eu am făcut să tacă acest instinct de sete. De multe ori instinctul de sete se manifestă prin foame. Un aspect interesant, pentru că centrul foamei și centrul setei sunt unul lângă celălalt și corpul nu știe să traducă diferența între ele și dacă apare stimulul ăsta de sete, eu îl traduc de obicei, parcă aș mânca ceva mai apos, un fruct, o felie de pepene eventual, dar nu îmi vine în minte că de fapt eu trebuie să beau lichide, că despre asta este vorba. Bun, deci partea cu hidratarea de ce mă ajută? Mă ajută pentru că îmi hidratează foarte bine mucoasele care sunt expuse la stimuli ăștia infecțioși. Ori eu la suprafața mucoaselor am întotdeauna niște anticorpi de tip IgA care fac protecție. Anticorpi pe care tot celulele mele îi produc. Dacă, bravo Alexandra, dacă avem mucoasa bine hidratată, stratul respectiv de mucus permite o protecție foarte bună. Dacă mucoasa este deshidratată, cantitatea de mucus este mică, imunoglobulinele de tip A sunt destul de puține la suprafață și atunci apărarea este ineficientă. Mai mult decât atât, dacă sunt deshidratat de-a binelea, apar zone mici de necroză a unor celule, acolo sunt breșe în imunitate, deci pe acolo se poate intra. Deci hidratați-vă corespunzător ca și mijloc de protecție. De asemenea, hidratarea foarte bună este mijloc de combatere a febrei. Nu luați neapărat un paracetamol sau un urofen când faceți febră, ci hidratați-vă corespunzător. O să vedeți că prin transpirație, noi avem centru de autoreglare a temperaturii, transpirăm, da? Transpirăm din ce? Din lichidele pe care le-am băut
și în felul ăsta temperatura corpului scade. Deci, cât se poate partea de hidratare este binevenită. Hidratarea, apropo, să știți că se face cu apă. E foarte important să reținem și asta, pentru că uneori încurcăm și zicem că m-am hidratat ori cu lapte, ori cu cafea, ori cu bere, ori cu vin, ori cu diverse alte lucruri. Nu, hidratarea se face cu apă. Dacă vreți mai să mai beți și alte lucruri pe lângă, asta e altă treabă, dar păstrați-vă undeva cam la 30 de ml pe kilogram pe corp pe zi. Cam asta este o medie, da? Cam cât ar trebui să ajungem. Undeva 3 litri, 4 litri la un adult de 100 de kilograme, cam așa vine. Deci, atenție la aspectul ăsta, că aici suntem deficitari. În sfârșit, alimentația. Alimentația este importantă în partea de imunitate. De multe ori, nu știu cât de mulți înțeleg asta, imunitatea pornește de la nivelul tubului digestiv. Ori o floră bacteriană sănătoasă la nivelul tubului digestiv îmi asigură o imunitate pe termen lung de bună calitate. Ori această imunitate la nivelul tubului digestiv o am asigurată de fibrele vegetale multe pe care le consum pe parcursul zilei. Asta înseamnă fructe, legume, salate, din belșug. Reversul medaliei, există și bacterii în tubul nostru digestiv, care sunt bacterii de putrefacție. Asta înseamnă că ele consumă proteine, în principiu, proteine care au rămas nedigerate. De unde vin aceste proteine în exces? Din carne sau din proteină vegetală care a rămas nedigerată și care a fost în exces? Deci, mari mâncători de carne, să știți că au o problemă legată de imunitate, au o imunitate de mai proastă calitate și așa un picior în burtă foarte serios imunității îl primesc de la lactate. Deci, lactatele, să știți că ne scad imunitatea. S-ar putea aici să avem o discuție legată de calciu, da? Pentru că noi toți știm că lactatele sunt foarte bogate în calciu și dacă avem calciu, avem și o imunitate bună, să știți, și fructele și legumele sunt bogate în calciu și este o formă de calciu care se absorbe foarte ușor. În principiu, e bine să limităm consumul de lactate, cel puțin după o anumită vârstă, adică după 40-50 de ani, e bine lactatele să le spunem mai la revedere, așa, și mai multe fructe și legume și din când în când pește, cărniță, asta e ocazional. Dar fructele și legumele reprezintă baza, cerealele integrale, iarăși sunt indicate pentru că au fibră vegetală multă, adică făina care conține tărâță într-un cuvânt, dar orezul integral, cam astea ar fi indicate și nu alimentele procesate, care ne scad imunitatea. Și cam ăștia ar fi așa, dacă stăm să ne gândim cumva, principalii stâlpi ai imunității, da? Adică alimentație sănătoasă, hidratare corectă, odihnă, partea de mișcare, asta, partea de mișcare intră la menținerea unei greutăți optime. Și ați văzut foarte bine că surplusul de kilograme a reprezentat factor de risc separat pentru infecțiile grave cu coronavirus. Deci păstrarea unui număr de kilograme optim este foarte important. Și pentru că, mă rog, mă uit că timpul trece destul de repede, să spunem câteva cuvinte și legate de partea de vaccinare. Cea pe care o avem la îndemână ca și metodă de terapie în cazul infecției cu SARS-CoV-2. Există mai multe tipuri de vaccinuri. După cum ați văzut, ele sunt terapii genice mai degrabă pentru că lucrează pe zona de ARN mesager, adică introduc în organism fie acest ARN mesager, fie un virus modificat genetic, un adenovirus, cum este în cazul vaccinului de la Johnson & Johnson. Noi, practic, am avut Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, astea au fost tipurile de virus, de vaccinuri pe care le-am avut la îndemână. Pfizer-ul și cu Moderna au fost pe principiu de ARN modificat, ARN mesager.
Johnson & Johnson, organism modificat genetic, și am mai avut AstraZeneca, care era pe principiul vaccinului clasic, dar care este grevat de reacții adverse destul de serioase, motiv pentru care cumva am luat decizia de a limita folosirea acestui vaccin, cel puțin la noi în țară. În altă parte, văd că el continuă să fie folosit. Sigur că indicațiile inițiale erau că odată ce am început vaccinarea cu un anumit tip de vaccin, să mergem și să continuăm cu același tip de vaccin. Astea sunt indicațiile. Mai nou, dacă sigur o să rămânem în criză de vaccinuri, putem să facem doza 1 cu un vaccin și la fel am văzut că poate fi făcut și cu un alt vaccin. Am văzut că doamna Angela Merkel a făcut varianta asta, adică se întâmplă și la case mai mari. Așa, ca să zic că vaccinurile încă nu sunt aprobate de FDA, sunt la stadiu experimental. Ei vă informează în clipa în care sunteți doritori de vaccinare, vă informează despre toate aceste lucruri. Sunt recomandate, sunt în testare și în studiu ca și efecte. Ca și efecte imediate, sunt foarte bine tolerate, cele mai multe dintre ele, adică cele din zona de Pfizer, de departe sunt cel mai bine tolerate. Reacțiile adverse sunt și ele, dar întotdeauna trebuie să cântărești care este riscul și care este beneficiul în clipa în care folosești un astfel de vaccin. Reacțiile adverse imediate sunt destul de puține, din categoria reacțiilor alergice. Eu personal nu am văzut reacții alergice. Eu am vaccinat cu Pfizer foarte mult, n-am văzut reacții alergice, foarte puține. Ca și reacții adverse am văzut durere la locul de injectare, adenopatie axilară, adică inflamarea unui ganglion la nivelul axilei, adenopatie supraclaviculară am mai văzut, stare de rău general, febră, dureri de cap, dureri musculare, care cedează relativ repede, fie prin folosirea unui paracetamol, fie hidratare corectă. Și ce am mai văzut? Stare de oboseală, da? Somnolență importantă. Și cam asta, ce fac aceste vaccinuri despre care tocmai am pomenit? Sunt cele care stimulează organismul să producă proteina S, proteina spike, care se află pe capsula virusului respectiv și care are o capsidă proteică. Și care această proteină, practic, stimulează apariția anticorpilor anti-spike și în felul acesta organismul este deja pregătit, cumva. Dacă nu îi dau direct anticorpi, înseamnă că acționez și asupra memoriei de lungă durată, memoriei imunitare. Același lucru, să știți că face și infecția propriu-zisă, să acționează asupra memoriei de lungă durată. Deci imunitatea noastră, să zicem, am văzut că se folosește foarte mult măsurarea anticorpilor. Să știți că nu este singura metodă de imunitate, de măsurarea imunității, această măsurare a anticorpilor, concentrația anticorpilor, pentru că noi mai avem un tip de imunitate, imunitatea celulară, care nu se măsoară prin acești anticorpi și care este practic baza imunității de lungă durată, pentru că noi păstrăm practic aceste celule care înmagazinează în memoria lor imaginea, imprintul atacatorului și în clipa în care îl reîntâlnesc, ele dau drumul la producția de anticorpi. Deci faptul că eu dozez doar anticorpii nu este suficient. Nu știu încă o metodă prin care să putem să măsurăm această imunitate celulară, dar să țineți minte că ea există și că dacă vă speriați cumva că vă scad anticorpii foarte tare, să nu vă speriați, pentru că în imunitatea celulară există informația și ea va produce din nou anticorpi când se va întâlni cu virusul. Deci, asta apropo de dozarea de anticorpi post-vaccinal. De altfel, ei și spun că nu este reprezentativă această dozare, nu se poate face pentru a cuantifica nivelul de imunitate a unui individ față de SARS-CoV-2. Cam asta, așa, să zicem, nu știm efectele care sunt pe termen lung ale vaccinării, sperăm să lucrurile să funcționeze bine și să nu existe efecte adverse.
vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla. Ați văzut că vârsta de vaccinare a scăzut până la 12 ani la copii. Nu știu ce să spun, sunt un pic reticentă vis-a-vis de copii. Mai ales că formele de boală la copii nu au fost foarte grave. Eu m-aș abține așa pentru copii deocamdată. Da, ce să, politica statului este că da, putem să vaccinăm și copiii și da, am vaccinat și copiii, dacă părinții sunt de acord și copiii doresc să fie și ei vaccinați, nu e niciun fel de problemă, până la urmă liberul arbitru este cel care dictează, ei în felul ăsta consideră că se protejează mai bine, mai ales ce am remarcat eu, sunt copii care provin din familii în care există vârstnici pe care doresc să-i protejeze. Cam așa despre toată partea asta de infecție. Dacă mai aveți voi întrebări, răspund cu plăcere, dacă știu, dacă nu mă informez și vă răspund. Da, noi avem deja niște părinți aici prezenți care știu sigur că s-au vaccinat. Două mămici au ieșit acum câteva minute. Au ieșit, mi-au scris în privat că trebuie să se retragă. Dar cred că ai acoperit destul de multe puncte. Eu m-am uitat din nou pe formularele de început prin care ei și-au exprimat așa intenția de a intra cu noi online și ce întrebări aveau și cred că am acoperit pe toate. Acum, dacă eu știu că doamna Stanislav nu prea poate să vorbească, dar dacă are întrebări poate să-mi scrie în chat. În rest, încă o dată informații noi și pentru mine. Câteva lucruri așa în plus care au fost discutate față de ce am vorbit cu copiii. Mulțumesc mult, Bianca. Eu o să salvez audio și o să fie și informat online. Așa că la sfârșit, după ce le aplaudesc pe toate, îți trimis și tu, Bianca Linco. Ok. O să le trimis și tu mai departe înregistrările, pentru că sunt super utile cu siguranță tuturor. Și mulțumesc mult tuturor pentru prezența în seara asta, pentru aceasta pe care ne-au dedicat-o. Da, Leo, vrei să-mi spui ceva? Da, să rămână. Și eu am urmărit cu atenție, n-am putut să intervin, să rămână, Bianca. Bună, Leo. Sunt cu Ludi aici, dar am urmărit cu atenție și... Da. Sunt foarte multe puncte importante care ar trebui cunoscute de mai multe lume, da, lui de două secunde. Dar din păcate mulți nu dedică nici măcar 50 minute ca să informeze asupra realității și ascultă numai zvonuri, oameni negativi cu tot felul de impresii personale și denaturează adevărul, denaturează știința. Din păcate. Eu știi că am spus și repet de fiecare dată, cel mai important lucru legat de asta e să ai o atitudine pozitivă. Există soluții de fiecare dată. Da, corect, da. Da. Mulțumim mult pentru timpul acordat. Cu drag. Să rămână, weekend plăcut. Asemenea, la revedere și vouă. Seara bună tuturor, pa, pa. Revedere.